Pentru vărsător, contractele, asocierile de familie, lucrurile care vin de trecut, pot să vă stabilească relații, asocieri neobișnuite, pot să vă determină să fiți mai influențabili și apare o tendință mai mare de a se cheltui mai mult. Se creează dificultăți în relații, pot apărea relații multiple, resursele, bunurile materiale vă pot face fericiți mai ales dacă vă folosiți activitatea mentală în detrimentul emoțiilor și, de asemenea, dacă folosiți tactul și spiritul practic. Relațiile sunt plăcute, diplomatice, există energie, există sănătate bună, iar în 13 august la locul de muncă sunt atitudini de deschidere socială, posibilitatea de a folosi mai uh, puternic mentalul, de a găsi cu ușurință ideile de a exterioriza farmec, de a da mai multă atenție aspectul exterior, creativității, păstrării bunelor relații și manifestărilor de originalitate, de independență, atracția către mistere, către um, spiritualitate și chiar către iubirile secrete.